Quiz question, nu quick, quiz question. Pentru părinți, dar și pentru nepărinți. Mâna pe ciupercuță. Copiii care merg la o școală generală în România poartă obligatoriu sau nu uniformă? Poartă uniformă. Obligatoriu? Așa am înțeles. Bun. Copiii care merg la liceu la o școală de stat din România poartă uniformă? Ce? Victoria Lipan. Vedeți, pe scurt, la treaba cu uniformele e așa o vânzoleală. La un moment dat școlile aveau autonomie și independență din punctul ăsta de vedere. Puteau alege dacă cei mici pot purta uniforme. Nu e bine să ne dăm cu părerea, dar mie îmi place când merg la... La general e simplu, toți pot fi îmbrăcați la... Dar la liceu e fain să poarte măcar un element comun toți copiii. Se discută despre reintroducerea uniformelor. Nu știm exact dacă la generală sau la liceu, dar Luxandra este la Ministerul Educației, să vorbim sincer despre asta, dacă e fezabil, de fain, probabil e fain, dar nu pentru toți, și mai ales cum se poate implementa treaba asta. Luxandra, ai legătura. Bună dimineața, Dani! Am venit chiar într-o școală de stat pentru că aici copiii au uniformă. Un subiect destul de controversat după ce ministrul educației a afirmat săptămâna trecută că își dorește reintroducerea uniformelor în școli. Motivul ar fi acela că elevii ar fi mult mai ușor de identificat. Alături de noi astăzi este doamna director al școlii 87 din București. Bună dimineața, doamna Mirela Beiu! Bună dimineața! Dar și cadrul didactic care se ocupă de clasa pregătitoare în care noi am venit astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Spuneți-mi, vă rog, de cât timp elevii din școala 87 poartă uniform? În conformitate cu prevederile legale în vigoare și anume legea privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ și statutul elevului, școlile, în speță consiliile profesorale, stabilesc un semn distinctiv pentru elevi. Acest semn distinctiv se stabilește nu numai de către consiliile profesorale, ci împreună cu părinții, cu reprezentanții părinților și, bineînțeles, prin consultarea elevilor. Dar punctual, de câți ani poartă uniforma? Am pornit de la legislația în vigoare, precizând anumite articole din legislație, pentru că, așa cum ați menționat mai devreme, subiectul uniformei școlare este un subiect destul de controversat și sunt întotdeauna păreri pro și contra. Noi, vă spun punctual, avem uniforma școlară care constă, așa cum ați observat, într-un tricou cu semnele, cu emblema școlii, de fapt, de la începutul acestui an școlar. Deci nu avem introdusă de mult timp acest semn distinctiv. Noi comunicăm semnul distinctiv potrivit legislației în vigoare Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București. Părinții se sperie puțin de reintroducerea uniformei pentru că nu știu foarte precis cine ar trebui să subvenționeze achiziționarea ei. Vorbim de învățământ de stat care nu ar însemna costuri suplimentare pentru părinți, dar este necesar la începutul fiecărui an școlar să cumpere o serie de manuale, caiete, rechizite și acum și uniforma. Mai vorbim de învățământ gratuit în contextul ăsta? Într-adevăr, avem precizarea că în Constituția României și în toate documentele legislative că învățământul de stat este un învățământ gratuit. În același timp, avem alte precizări legale. Vă rog să vă duceți la cele pe care le-am menționat mai înainte, care ne conferă nouă școlilor, prin lege, obligativitatea de a introduce un semn distinctiv. Acum, gratuitatea și semnul distinctiv introdus de către școală prin consultarea tuturor actanților educaționali, eu spun ca director că ar trebui să o asigure statul. În cazul acesta, ca să respectăm prevederile legislative în vigoare, toate prevederile legislative, noi am instituit această uniformă pe care o plătesc părinții, dar școala nu se implică în aceste costuri. O plătesc părinții pe baza unui acord care a fost semnat între Asociația de Părinți
și furnizorul uniformelor, cel care a executat comanda și a furnizat uniformele, firma respectivă. Până la ce clasă ați decis introducerea uniformelor în școala dumneavoastră? Începând, v-am spus, din acest an școlar, deci din 10 septembrie 2018, uniforma școlară în clasa noastră a fost introdusă la absolut toate clasele. Am zis că dacă e regulă, și este o regulă, ea trebuie să fie respectată de către toți participanții la decizie. Și inclusiv de elevii din toate clasele, numai din, într-un anumit nivel de învățământ sau altul. Sunt curioasă să o întreb pe doamna învățătoare dacă cei mici chiar vin îmbrăcați zi de zi cu uniforma sau mai fac și mofturi, dacă o refuză, le-a plăcut, nu le-a plăcut? Nu, deci cei mici au îndrăgit uniforma încă de când au primit-o. Ei au fost bucuroși că sunt integrați în școlarii acestei școli. Deci, cu bucurie, în fiecare zi îmbracă uniforma, se simt confortabil în ea. Pe lângă tricou au și vreo altă regulă de conduită sau, mă rog, de a se îmbrăca? Nu. Doar acest tricou, iar în partea de jos pot să-și pună fiecare un pantalon sau o fustiță în funcție de posibilități și ce își doresc ei. Există și sancțiuni pentru nepurtarea uniformei, dacă ea este acum obligatorie în școala dumneavoastră? Este normal să întrebați acest lucru, având în vedere că decizia a fost luată în comun de către toți participanții la educație în școala noastră și pentru a respecta încă o dată legislația în vigoare, nu există sancțiuni și mai mult decât atât, nu îngrădim, bineînțeles, accesul elevilor în școală dacă ei nu poartă uniforma într-o anumită zi. Așa cum a spus și doamna învățătoare, ar fi nepotrivit sau nu ar fi credibil să vă spunem că în fiecare zi absolut toți elevii din școala noastră vin îmbrăcați în uniform. Dintr-un motiv sau altul, ei nu vin. Motivul poate fi obiectiv sau subiectiv. De exemplu, poate elevii mai mari sau chiar mai mici doresc ca în ziua aceea să se afirme într-un anumit mod prin vestimentație. Și atunci nu avem, deci nici nu îngrădim accesul în școală și nici nu am stipulat în regulamentul școlar sancțiuni în cazul nepurtării uniformei. Mulțumim pentru că ne-ați primit în această dimineață la ore și pentru că ne-ați furnizat toate informațiile necesare. Uniforma ar putea fi așadar purtată de toți elevii din școlile primare și nu numai, din toată țara, începând cu anul viitor. Vedem sau nu dacă această reglementare va intra în vigoare și ce fel de uniformă vor purta, pentru că aici iarăși e o dezbatere, vorbim despre un model unic sau despre adaptarea modelului pentru fiecare unitate de învățământ în parte. Dani, Răzvan, mă întorc la voi. Mulțumim!